Salutare, dragilor! Sunt o ascultătoare căsătorită, am doi copii și un soț infidel. Am aflat asta cu ceva timp în urmă, într-o seară, când soțul meu parcase în fața casei și nu mai ieșea din mașină. După minute bune, m-am apropiat și am observat că vorbea de pe un alt telefon cu o persoană de gen feminin. După ce a încheiat convorbirea, a băgat telefonul sub scaunul șoferului. Nu i-am zis nimic până în ziua de astăzi. Între timp, l-am urmărit, am aflat că e vorba de o fătucă din Brăila. Am tot dosarul ei, cum s-ar spune, i-am aflat și adresa de Messenger și am pus pe un coleg de-al meu să ia legătura pe net cu aceasta. El i-a trimis poze cu un actor american, Christian Bale, și aia a mușcat-o rău de tot. Ajutați-mă să-l înșele amanta. Cu drag, o mămică iubitoare și o soție model. Zi-mi și mie, adică ne-am putea întâlni totuși? Da. Ok. Acum să vedem când, ca să pot și eu să nu fie nicio problemă cu prietenul meu și... În general, când ai putea? Seara am putea să ne întâlnim. Dar el vine în fiecare seară pe la tine? Nu chiar în fiecare seară, depinde și el cât e de ocupat și cum poate să plece departe de nevastă sa. Seara după... După 11. Și ce ai vrea să-ți aduc la prima întâlnire? Mi-aș dori, nu știu, să-ți aduc ceva la prima întâlnire, nu știu. Flori cred că mi-ar plăcea să-mi aduci. Că n-am mai primit... Flori aș vrea să primesc, că nu am mai primit de mult flori. Am senzația că ești mai timidă la telefon. Pe Messenger când vorbeam, adică erau discuții fierbinți. În scris mă exteriorizez mai ușor. Pot să vorbesc mai sincer, așa mai... Ce, la telefon ți-e frică când mănânc cu oameni sau... Ei, nu, dar am așa o abținere din instinct. Ce vrei să-ți aduc la prima întâlnire? Eu aș vrea flori. La ce te-ai gândit? Mă gândeam la ceva mai senzual, mai hot. Cum ar fi? Gândeam că flori toată lumea, știi? La prima întâlnire te duci cu o floare, deci toată lumea aduce flori la, nu știu. Mă gândeam la ceva mult mai senzual. Zi-mi un element care te duce cu gândul la senzualitate, la normal, senzualitate feminină. Ce te duce pe tine cu gândul la multă senzualitate și la voluptate, la... Mie îmi plac foarte mult porjartierele. Ce zici? Îmi plac foarte mult porjartierele. Tu porți așa ceva? Eu port, pentru că puține femei știu ce efect poate să aibă porjartierele asupra bărbaților. Păi atunci ați aduc un porjartier. A, nu, mulțumesc, am deja prea multe, sunt plină de... Tu umbli numai cu fustă? Cât se poate, da. Câte piese de lingerie ai? Multe, nici nu le mai știu numărul. 10? Mai mult de 10. 100? Sunt mai mult de 100. Mai mult de 100? Mhm. Stau foarte bine la capitolul ăsta. Cumperi tu sau? El de câte ori vine la mine, mi-aduce flori, bikini, ciorapi cu bandă. El m-a învățat ce înseamnă bunul gust și de fiecare dată mi oferă cadouri din astea. Iar eu m-am învățat să nu port o pereche de chiloți mai mult de 2-3 ori. Nici nu-mi place să-i spăl, nici nu... Și așa că îi port de 2-3 ori și îi dau unei fete, unei colege de-ale mele din București. Tu n-ai mașină de spălat? Ba da, am mașină de spălat, dar nu-mi place să spăl lucrurile astea. Mi se par lucruri care trebuie purtate o dată de două ori și apoi schimbate. Tu le dai unei colege din... Da, unei colege de-ale mele din București. Fata aia e din București? Da, e din București. Și ia chiloți de la tine sau... Da, ce ți se pare așa de... Păi nu... Ieși din comun. Mi se pare că e o jignire, adică tu, o fată de la Brăila, să dai chiloți unei bucureștence? Că de obicei... Că bucureștențele astea, în afară de două, trei dintre ele, restul sunt niște niște nespălate care se înghesuie prin mijloacele de transport în comun, miros la transpirație, dar se dau fete de capitală și trăiesc 8 milioane pe lună, dar sunt fete de București. Se dau mari fete de București. De ce zici așa de el? Păi asta e părerea mea despre ele, că toate sunt niște putori. Mă gândeam că dacă nu se simte jignită fata aia, că îi dai bikini aia ai tăi. Nu se simte jignită, că dacă s-ar simți jignită, nu i-ar mai lua. Așa se bucură când primește lucruri de firmă și de calitate. Poți să te mai întreb ceva? Zi. În momentul ăsta, dacă ar fi să o iei de la zero, să întâlnești un băiat normal care trăiește din 8 milioane de lei pe lună, ai putea să te combini cu el? Adică să n-aibă posibilitățile de a te plimba, de a te scoate în lume, de a te răsfăța, cum spui tu? Da, am înțeles. Nu, sigur n-aș putea să fac asta, că după 2 ani în care am fost învățată să mi se ofere absolut totul, după 2 ani în care am avut orice mi-am dorit, n-aș putea să fac asta. Mai bine devin lesbiană full time decât să stau cu unul de 8 milioane. Full time? Full time, da, full time. Adică cum lesbiană full time? Tu ce înțelegi prin lesbiană full time? Da, bine. Tu ești chiar din București sau ești din altă parte? Sunt născut în București și ai ceva împotriva băieților din București? A, nu, mie chiar îmi plac băieții de București. Au o față așa mai comercială, sunt mai stilați față de țărănușii ceilalți din provincie.
A, față de băieții din Brăila sau din alte orașe? Da, față de celelalte orașe. Mă bucur să aud asta. Și aș putea veni eu la tine? Chiar nu. Mi-ar plăcea să ne întâlnim mai bine la tine, că m-aș simți eu mai în largul meu și am o vecină așa mai băgăcioasă care vine în fiecare seară și își bagă nasul, mă întreabă diferite lucruri. Mi-e teamă să nu mă vadă vecinii, să nu-i spună prietenului. Cum prefer să facem? Aș putea să vin să te iau eu cu mașina, dar ne întâlnim undeva în zona cimitirului Belu, la City Mall. Eu nu stau acolo. Păi vedem cum te descurci, ajungi până acolo și eu te iau de acolo. Și eu cu ce ajung acolo? Ia și tu, un taxiu. Tu n-ai putea veni? Uite, eu stau în drumul taberei. N-aș putea să vin pentru că el are foarte mulți prieteni și ar putea să mă vadă cineva pe acolo și... Păi cum să te vadă dacă ești în mașină? Păi da, cunosc mașina. Are prieteni care se plimbă... Da, are foarte mulți prieteni care se plimbă prin oraș... Și îmi știu mașina și... Ce, ăia știu că ești combinată cu el? Știu, odată ce sunt prietenii lui și odată ce el îmi plătește leasingul la mașină... Și ăia nu ciripesc lui nevastă sau... Nu cred, dar odată ce sunt prieteni, știi cum sunt bărbații. Bărbații la chestii din ăsta sunt cei mai buni prieteni. Ne vedem acolo la... La City Mall și de acolo mergem spre Giurgiu, mai ieșim în natură. A, nu vrei să stăm în oraș? Nu, 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 e mai bine în afara orașului, e mai liniște. Mâine seară se poate? Se poate. Cum facem? La cât? Păi după 11. Și tu cu ce mașină o să fii? Un Peugeot negru cu un număr de... Mai precis unde? În stația aia de benzină vis-a-vis de cimitir. A, ok. E bine, da? Da, 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 da. Ok, atunci. Doamnelor și domnilor, întrebarea de final. Cu cine s-a întâlnit Amanta Brăileancă în zona cimitirului Belu, lângă benzinărie? Exact, co-co-co-co, aud? Nevasta odată, nevasta de două ori, nevasta de trei ori a judecat. Felicitări celor care au răspuns corect. Floare albastră, floare albastră, ales bules, iubirea voastră. Iubirea mea, iubirea mea, s-a ales bules de ea. Iubirea mea, iubirea mea, ce fac eu acum, Maia? Tararara. Da. Bună. Bună ziua. Ce faci, pufoasă? Bine, dar cine e la telefon? Victor. Care Victor? Nu mi-amintesc. Sunt prieten cu Cristi, cu cel care se tunde la tine. Băiatul care se tunde la tine. Aha. Și eu sunt băiatul cu Bentley-ul care te-am dus de câteva ori acasă. Ah. Oh, și ce ți-a venit să mă spun? Poți vorbi? Da, sigur că da. Păi, deci mă știi, mă... În... Da, mi-am amintit de tine. Hai mă, te-am dus de atâtea ori acasă cu mașina și ți-a plăcut și... Vrei să-ți fac o programare? Cum? Vrei să-ți fac o programare? La tuns? Da. No, mie îmi faci o programare la tine. Personal, nu cred că se poate. De ce? Păi nu se poate. Hai mă, de ce să nu se poate? Am zis că nu. Dacă te gândești la altele, să știi că am prieten. Păi știu că e prieten. Am un iubit la care țin și asta e. Da mă, dar ce? Pe lumea asta nimic nu e definitiv decât moartea. Numai moartea e singurul lucru definitiv pe lumea asta. În rest nimic nu e definitiv. Pe bune, mie îmi place foarte mult de tine, știi? Și nu știu, poate n-ai observat așa când te-am mai dus acasă cu mașina. Nu vreau să te impresionez faptul că am Bentley și că... Dar nici nu mă impresionez cu mașina. Păi, foarte bine. Chiar... Mi-a plăcut că ai fost un băiat de treabă și foarte drăguț din partea ta să mă conduci acasă. Atâta tot. Nu mă impresionează nici banii, nici mașina. Mi-e place foarte, foarte mult de tine. I-am zis și lui Cristi, nu știu dacă ți-a zis Cristi. Nu mi-a zis. Vorbiți voi așa ca între băieți. Nu, i-am zis să-i zic, băi, uite, când mă aduci pe acolo, zi fetei salutări din partea mea, nu știu. Asta e bulangiu, nu prea, adică nu mă ajută, știi? Eu am și o anumită vârstă și mi-am propus așa ca dacă... Simt fluturași în stomac, e pasiune și e ceva de genul ăsta, mă bag. Dacă nu așa să mă bag de aia, că îți dai seama la ce mașină am și la ce... Da, sunt un tip ok, adică da, am și o situație. Mie îmi place foarte mult de tine. Pe bune, te-am sunat acum, că știam de la Cristi, mi-a povestit că știa că tu ești certată cu băiatul cu care Gabi parcă îl cheamă. Ei, știi cum e într-o relație? O zi așa, o zi... Plăcută o zi. Voi de câți ani sunteți împreună?
De 2 ani. Da, și mi-a zis că sunteți certați de ceva timp și tu în momentul de față ești certat cu el? Da, e puțin supărat pe mine. Nu, eu uite asta voiam să te întreb. Ce faci de sărbători, de Revelion? Ne făcusem planul, o să rămân pe aici. Da, deci nu pleci nicăieri? Nu, nu plec nicăieri. Am aflat că de la Cristi că relația ta trece printr-o pasă mai proastă și asta voiam să profit, știi? Eu vreau să-ți fac o invitație să mergi cu mine de Revelion. Mai nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Și oricum, în toamna următoare aveam planul. Trebuie să ne căsătorim. A, trebuie să vă căsătoriți în toamnă? Da. Am înțeles. Știi cum e, că după aia o să fii cu toată viața cu el și sunt un tip super ok, crede-mă și poate... Da, eu te înțeleg. Am înțeles și am văzut că ești ok. Doar că și dacă m-aș hotărâ să merg cu tine, ar fi destul de nasol dacă ar afla. De unde se afle? Păi nu știu, de exemplu, tu poate mai zic cu cineva, pe poate afla, nu e asta o... Păi, deci eu vin doar cu Cristi și cu prietena lui, adică am fi noi doi, cum ar veni și Cristi cu prietena. Bun. Pe Cristi îl cunosc cât de cât, dar pe prietena lui habar nu am cine e, așa că se poate întâmpla orice. De exemplu, să spună că am petrecut Revelionul cu tine. Tu, din câte m-ai văzut, exceptând faptul că sunt un băiat care am o situație financiară și am mașină și... Da, am văzut. Da. Ai un feeling? Adică ai avea chef să fii cu mine sau îți place de mine ca bărbat? Da, ca bărbat ești ok, ești un tip super, foarte de treabă, fără fiță, asta cred că m-a atras și mai mult la tine. Păi dacă ești certată cu Gabi, cu prietenul tău, spune și tu că muncești de Revelion. Că de Revelion ai niște activități. Bun, aș putea să-i zic că muncesc o jumătate de zi sau de dimineața până seara, dar Revelionul... Păi nu mă spui că ai de coafat, ai de tuns, ai de... Am înțeles că la tine se mai tund și vedete sau ai avut... Da. Foarte multe ori mai plec și din afara Bucureștiului, depinde unde am clienți. Am fost la festivaluri de modă prin țară. Ai coafat acolo? Da. Na, spui că ai treabă. Nu știu ce să zic. Îi zici, mă, că ești plecată, că de Revelion pleci să coafezi în țară undeva. Pui mei, ai și tu treabă și faci un ban. O să încerc să văd. Crezi că merită riscul? Eu zic că da. Dă-mi și mie câteva amănunte, să știu și eu unde pleci, câte zile. Am și o idee, ce plan, ce să-i zic, cum să fac. În Egipt. Ești nebun. De ce, mă? Tocmai în Egipt. Păi faci 3 ore cu avionul. E avion direct de la București, zboară până în Egipt. Bun, dar o să dureze foarte mult. Păi ce durează? Nu, stăm 4 zile. 4 zile? 4 nopți, pardon, 5 zile. Eu ce să-i spun 4 zile? Unde-s plecată pe lună? Îi spui și tu că pleci prin țară, că ai la Timișoara, la Cluj și la Oradea, nu știu. Pui. Da. Și când o să mă întorc de acolo, o să mai fiu și bronzată și fără bani în buzunar. Păi nu-i problemă. Nu-i problemă că îți plătesc eu tot, deci nu... Totul e plătit de mine, adică nu vreau să te simți jignită sau nu știu ce, dar ești invitata mea, adică fac... Am înțeles, dar e vorba de banii pe care îi câștigam de la client când mergeam, înțelegi ce vreau să spun? Să coafezi, adică... Da. Deci ți-am zis cazare, masă, transport, avion, tot plătesc eu. Da, eu am înțeles asta. E vorba de banii pe care eu ar trebui să-i câștig în momentul când coafez de la client și așa mai departe. Bun, și dacă îți dau eu o sumă? M-aș simți foarte prost. Shit. Cum să te simți foarte prost? Păi așa, după ce plătești totul... Nu, mă, stai liniștită că nu e... Mai îmi dai și bani de buzunar la întoarcere. Nu-ți dau bani de buzunar, îți dau bani de... să ieșim din situația asta, înțelegi? Am înțeles. Deci chiar nu trebuie să te consideri obligată sau datoare cu ceva. Pur și simplu, eu îmi doresc foarte mult să fac Revelionul ăsta cu tine. Pentru că ești o fată senzațională, o foarte, foarte mișto. Cum să zic eu, dacă n-ai avea prieteni, chiar mi-ar plăcea să avem o relație, nu știu. Oho, nu te gândi așa departe, ți-am zis, urmează să mă căsătoresc și... Am înțeles. Bun, dar hai să vedem cum face cu Revelionul, că... Chiar mi-ar plăcea. Ai putea dar să... Dar nu știu cum să facem. Păi ți-am zis, îți dau 1000 de euro, bani de întors acasă, e ok, adică e o sumă prea mare, prea mică, nu știu. Cred că este ok. Să-i spui lui Gabi, iubitului tău, că bă, uite, ăștia sunt banii pe care am câștigat. Da, ăștia sunt banii câștigați de mine în Egipt, da. Nu, mă, nu-i spui că în Egipt. Îi spui că pe unde ai fost tu prin țară, la coafat. Da, am înțeles, da. Și asta e, nu știu, te gândești, vezi care e treaba, te las, te gândești și te sun mai încolo? Da, sunăm în jumătate de oră, mai gândesc și eu și vedem cum facem, bine? Eu azi trebuie să dau un răspuns și la agenția de turism, pentru că trebuie luate biletele. Ok, în jumătate de oră cred că am timp să mă gândesc și să-ți dau un răspuns ca să nu te încurc nici pe tine, ok? Da, nu te superi pe mine. Ok, bine. Alo? Alo, bună! Bună! Victor sunt. Bună, Victor! Te-am sunat.
Poți vorbi? Da, pot să vorbesc. Că am sunat de vreo 3 ori și nu a răspuns nimeni și mă gândeam că... Eu te-am sunat de 3 ori, știi, și mă gândeam că ai pățit ceva, că nu mai vrei să mai răspund la telefon. Nu. Eram cu cineva și nu am putut să-ți răspund. Păi zi, nu știu, te-ai gândit? Sincer să fiu, m-am gândit, dar am o mică problemă. Am o prietenă foarte bună, în care prietenul meu are și foarte mare încredere în ea. Ca să fie treaba mai sigură, ar trebui să iau cu mine. Adică să mai luăm o fată cu noi? Da, te-ar deranja? Nu. Ea nu are pe nimeni momentan și chiar nu are unde să facă revelionul. Fiind prietena mea cea mai bună, de ce să nu iau cu mine? Păi, asta m-ar avantaja și pe mine. În cazul în care m-ar suna iubitul, aș putea să dau la telefon, ar fi mai sigur, așa cred eu. Ea să te acopere cumva, să spun. Da. Din moment ce tu mergi cu mine, adică aș vrea să fii cu mine, nu să fii cu gagica aia. Cu... Nu o să fiu cu ea, o să fiu cu tine. Ea e doar pentru acoperire, ce vrei să fac? Altă soluție nu cred că am. Tu vrei să stai în pat cu ea sau cu mine? Cu amândoi, e bine? Nu. Am glumit. Nu știu, o să vedem acolo, la fața locului. Paoleu. Nu e normal? Adică când mergi cu un băiat undeva, la un hotel, la un revelion, să fii trup și suflet lângă omul ăla, adică să... E normal și te înțeleg, dar gândește-te și la situația mea, că nu pot altfel. Nu am cum să mă scot față de prietenul meu. Știu. În momentul când ar suna, eu dau repede la telefon și tot așa. Ok, da. Ar fi mai credibil. Până la urmă o luăm și pe ea, că nu-i problemă. Dar faza e că în apartament tu o să stai cu mine în pat? Înțeleg ce vreau să spui. Am spus că vedem. Păi nu... Are rost să vorbim acum despre asta? Păi și dacă mă trezesc acolo la hotel, că tu îmi spui, băi, știi ceva, n-am chef, nu mai am, fac fițe figuri. Adică mă oblig să-ți dau un răspuns acum la ce vom face? De ce să nu lăsăm totul să vină de la sine? Da, îți dai seama că... Vreau să las un pic de suspans și mister. Adică să nu punem totul așa detaliat, să lăsăm lucrurile să vină de la sine așa cum plăcut. M-ai văzut că nu sunt fițoasă, nu sunt cu fițe să vin și să hai să-ți mănânc banii și apoi mai vin și cu o prietenă și tot așa, nu sub nicio formă. Dacă o să vin cu tine, mergem până la capăt și asta e, nu? Da, nu te supăra pe mine. Nu e vorba de supărare, nu mă supăr. O să merg cu tine, o să dormim împreună, stai liniștit, chiar dacă merge și prietena mea, o să fim amândoi. Mă bucur foarte mult, crede-mă, adică chiar sunt foarte emoționat în momentul de față. Și eu abia aștept. Și apropo, mi-a venit o idee, chiar o să merg la solar zilele astea cu prietena mea ca să mă bronzez un pic, să nu se vadă atât de tare diferența în momentul când mă întorc. N-am înțeles. Vreau să merg la solar cu prietena mea zilele astea, să fiu pregătită pentru întoarcerea din excursie. Exact, să mă bronzez puțin, da. Ca să nu-și dea seama el. Bun, păi atunci fii atentă. Dă-mi datele tale personale din buletin sau pașaport. Da. La adresa morningzoo@radiozoo.ro. Ce adresă e asta? O adresă la care să-mi trimiți tu datele. Poftim? Daniel Buzdugan sunt și a fost o farsă. Oh, nu vine să cred. Salut, eu sunt băiatul, mi-ai dat mesaje. Păi da, am încercat să te sun și nu mi-ai răspuns deloc. Păi tu cui ai dat mesaje? Păi am găsit un număr de telefon și vreau să văd cu cine vorbesc. Păi unde ai găsit numărul de telefon? La soția mea am găsit în agenda telefonului numărul trecut acolo și mesaje. Dar cum o cheamă pe soția ta? Ce treabă ai tu cu soția mea? Asta e problema. Păi nu, dar poate ai dat mesaj greșit. Tu mi-ai dat acolo niște amenințări că s-o las în pace, că nu știu ce. De unde și până unde ai numărul de telefon și cu mesaje de astea? Că te iubesc, te-am pupat, ne vedem când ne vedem, ce e asta? Deci cum o cheamă pe ea? Ioana o cheamă. O cunoști? Ioana și mai cum? Ioana... E colega ta? Da, este colega mea de serviciu. Și deci, ce treabă ai tu cu ea? De unde și până unde ajuns la mesajele astea? Putea să fi trimis eu din greșeală un SMS la o prietenă de-a mea. I-am pus mai bandit ca voi, înțelegi, ca și ca tine și ca ea. Și acolo în telefon este unde poți să salvezi mesajele. Și am văzut toate mesajele care le-a trimis și ea și tu, ei. Și nu este numai unul, sunt mai multe mesaje. Eu n-am nicio treabă cu soția ta, da? Bine, auzi, ascultă-mă un pic. Bine, hai.
Cu mesajele n-ai nicio treabă, dar cu cheile, știi ceva de niște chei? Am găsit niște chei în geanta ei, da? Cu cartelă de interfon. De unde sale? De la birou sau de la tine de acasă? Treaba este în felul următor. Eu am pus pe cineva care a stat după voi și v-a urmărit. Nu mai spui nimic acum? Ai rămas fără cuvinte? Nu, zi mai departe. Exagerezi, adică au fost niște chestii care... Măi, băiatul, eu știu că v-am urmărit, știu că na, te-ai culcat cu ea. Eu știu sigur asta. Eu știu că te-ai culcat cu ea. Ți-am zis că într-o seară i-a sărut la duș și atunci am luat telefonul și l-am butonat. Ce ai făcut? I-am butonat telefonul. I-ai trimis un mesaj că te pup dulce, ne vedem, poți să vorbești. Nu vrei să-ți vezi tu de treaba ta. Eu am rămas ca prostul de Crăciun singur în casă, da. M-a lăsat și a plecat. M-a lăsat singur în casă înainte de Crăciun și a făcut valiza și a plecat. Îți place să distrugi casa omului așa? Telefonul ăsta nu văd sensul de ce m-ai sunat pe mine. Pentru că eu n-am ce să recunosc. Pe tu n-ai cum să recunoști, mă, dacă te culcă cu femeia mea, cum să recunoști? Ești prost să recunoști? Nu. Eu să fiu în locul tău, n-aș recunoaște, oricum știu, aș face la fel. Până la urmă ești șeful ei? Sunt și nu sunt șeful ei, adică avem... Cam ești. Cum să facem? Vreau să rămână femeia mea. Ceartă-te cu ea, hai să ajungem la o înțelegere ca între bărbați. Oricum, ți-ai făcut treaba, te-ai culcat cu ea, ce mai vrei? Vrei să o iei de femeie tu? Eu chiar o iubesc, mă. Vreau să-mi fac un copil, să... Oricum știu că tu ai o relație oficială. Cum? Ești cu cine? Deci ai o relație tu cu o fată, cu fata respectivă. Vrei să dau numele ei? Da, măi, ai, ești cu fata respectivă de peste 2 ani de zile. Sărbătorile cu cine ai făcut? Cu femeia mea ai făcut? Ce să fac? Sărbătorile cu cine le-ai făcut? Crăciunul, revelionul sau nu, nu mai înțelegi acum. Nu contează cu cine am făcut revelionul. Femeia mea a plecat de acasă, înainte de Crăciun, pe 23 seara a plecat. Unde a fost femeia mea? La tine sau în altă parte? Ai făcut sărbătorile cu ea, ai stat cu ea și pe asta l-am pe femeia mea a lăsat-o braiște, de izbelește. A lăsat-o pur și simplu... Ea ți-a zis că... Da, mă, ea mi-a zis, asta vrei să auzi? Da, mi-a spus că sunt cu... Nu? Și mi-a zis că trebuia să vă întâlniți amândoi, să stați de sărbători. Mi-a spus că are o relație cu tine. Adică așa zis, o relație în ghilimele, că tu i-ai promis că o să te despari de actuala ta prietenă sau că o vei lua pe ea și nu știu, i-ai promis marea cu sarea. Răgelă de doile. Cum face orice bărbat, mă? Că și eu sunt bărbat, nu? Măi, tu ți-ai făcut damblaopsa pe românește, da? Ai scos-o din casă, s-a certat cu mine, acum ea este plecată, eu sunt singur în apartament, sunt singur cuc, stau în casă. Nu știu, vreau să fiu cu femeia asta, mă, eu chiar o iubesc. Dar voi v-ați despărțit de cât timp? Mă, eu nu m-am despărțit de ea, ea s-a supărat și a făcut valiza și a plecat. Voi de când v-ați despărțit? Păi noi ne-am despărțit după ce am văzut mesajele. Am văzut mesajele la vreo două săptămâni, nu i-am spus nimic deocamdată de mesaje, am citit mesajele alea, între timp pusesem și pe cineva ca să urmărească, exact să vă vadă ce face și pe unde umblați. Să fiu sigur, știi, ca să nu fac scandal în casă fără motiv. V-am văzut că sunteți amândoi. După ce i-am spus de mesaje, mi-a recunoscut, i-a spus, măi, fată, uite care treabă. Tu chiar ai o treabă cu omul ăsta? Și mi-a recunoscut, da, măi, asta e omul, știi... E șeful meu și n-am știut cum să o dau cu el, că s-a dat la mine și am căzut în plasa lui, pur și simplu. Că îl iubesc, că m-am atașat de el, că sunt toată ziua lângă birou, mă cheamă în birou. Ce mai vrei să mai zic? Mi-a recunoscut și gata. Mi-a zis că s-a culcat cu tine, că aveți o relație de atâta timp. Mi-a spus de apartamentul care mergeți voi, care l-aveți închiriat. Mi-a zis că vă vedeați de două ori pe săptămână, mă. Cum? Mi-a zis că vă vedeați de două ori pe săptămână. Că vă duceați la apartamentul respectiv, stăteați acolo la un șpiț și ce mai făceați voi nebuniile voastre. Eu o iubesc, mă, nu mai pot, înțelege, nebunesc în casă. E femeia mea și o iubesc, nu mai pot. M-aș înjosi, vrei să mă înjosesc în fața ta? Te rog eu frumos, omule, din inima mea, mă doare inima de durere, mă înțelegi? Nu mai pot. Plânge inima mine de dușmanie, nu mai pot, ce dracu vrei să fac? O iubesc, mă, o iubesc, dacă o iubesc, ce vrei să fac? Băieții de la serviciu, colegii mei, au început să râdă de mine, mă. În apartamentul unde v-ați dus voi, în blocul la un coleg de-al meu de serviciu. Și mi-a zis, măi, boule, femeia ta se culcă cu ăla de două ori în săptămână, vine la el în vizită acolo. Au zis, lasă-mă în pace, că femeia ta s-a dus și s-a f***t, acum tu ai rămas un papagal. Eu o streamță, mă, asta zice lumea, că eu o streamță și să o lăs în pace. Frățioare, numai tu poți să-mi aduci acasă înapoi. Deci tu poți să-mi aduci înapoi acasă, da, cum auzi. Poți să mă ajuți, poți. Pur și simplu, nu știu, o strângi de gât, o arunci la etaj, îi spui că nu, lasă-mă în pace, măi, fac. Du-și vezi de bărbatul tău, nu știu. Găsiți o modalitate ca să-i dai tramvai. Cum? Să-i dai tramvai, măi, dai tramvai, pur și simplu, îi spui, ești liber, drum bun. Că dacă tu fugărești la tine, îți dai seama că ea o să vină înapoi la mine. Deja, nu știu, discuția asta nu cred că mai are... Da, lasă-o mea în pace să vină acasă, trimite-o acasă și gata. Chiar ești nebun, nu înțelegi românești, ce dracu, vrei să intru peste tine în casă? Băi, înțelege că n-am nicio legătură de... Băi, o iubesc, ești nebun! Ce dracu, n-auzi românește? Calmează-te un pic. Ți-ai făcut damblaua și gata, ți-a făcut toate poftele sau nu? Zi. Ești bărbat să recunoști? Nu. Rămâi cu prietena ta, cu femeia ta, că am înțeles că iubești pe fata aia, mă. Băi, frățioare, uite, faza e în felul următor. Eu sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zoo și a fost o farsă. Mă! Farsa a făcut-o colegul tău de serviciu care îți spune la mulți ani. Daniel, poți să te rog ceva? Poate poți să-mi aduci înapoi tu, mă. Măcar faceți voi ceva pentru mine. Păi nu știu, dă-i un mesaj. Dacă tot mi-ai făcut farsa, măcar pune și mesajul, poate se întoarce acasă și...
Ioana, vino acasă. Știi că te iubesc mult. Știu că mă auzi acum că asculti Radio Zoom. Aștept un semn de la tine. Te iubesc mult. Și în încheiere, ce să-ți mai spun, Ioana, că soțul e soț și amantul e amant. Să nu uiți asta niciodată. Te pup și te aștept acasă. Acceso clip. Vă rugăm așteptați. Comanda dumneavoastră va fi preluată de operatorul de taxi astfel câteva momente. Da, vă rog, bună ziua. Alo, salut, domnul Șeră. M-a auzit? Da. Deci am avut o problemă cu un taxi plătit la firma noastră și vreau să fac o, să vă spun ce s-a întâmplat. Nu mai am pic, vă rog, da? Nu mai am pic. Spuneți, ce s-a întâmplat? Alo, mă auziți? Așa, deci doamna a mers cu taxi de la noastră. Da. Și n-a avut bani să-mi dea. Și am lăsat mai mult. Și am zis că își bagă bani în buzunar, că de fiecare dată se întâmplă așa, că nu au bani mărunți. Am coborât de mașină. Vă ascult. Așa, am coborât cu de mașină și a început să arunce cu acolade și ghilimele în mine. Deci a dat cu de-aia ascuțită, cu ghilimea de-aia ascuțită și mi-a tăiat și geaca de piele. Deci a fost circul de pe lume. Stați așa că înțeleg. Ce sunt acelea ghilimele de la ascuțite sau ce sunt? Poftim? Ce sunt acelea care spuneți de asta că a aruncat cu ghilimele? Deci avea o sacoșe acolo lângă el în care era de-astea acolade și ghilimele. Și a aruncat în mine și... Dar ce indicativ are? Nu știu. Numărul de matriculare? Nu știu. La un moment dat l-am auzit vorbind pe stație cu un alt coleg. Da? Că probabil că alea... Și probabil că ghilimele și acoladele alea îi le dădea cuiva. Așa? Și... Atâta pot să vă spun. Că el a vorbit pe stație cu un coleg cât am mers eu. Da, sunteți sigur că era de la noi? Taxi AS... Da. Și i-a spus, băi, stai tu acolo că ți-aduc eu astea, că am și acolade și ghilimele ți-am luat de la practică. Păi și eu cui să-i fac reclamație dacă dumneavoastră nu știți nici numărul de matriculare și nici indicativul? Colegii știu care au auzit discuția. Deci... Păi dacă a purtat o asemenea discuție, în niciun caz n-a purtat-o pe frecvența de lucru, a purtat-o în frecvența de rezervă, unde noi nu auzim. Să dați pe stație, colegul care are, care a transportat o sacoșe de acolade și ghilimele. Stați așa un pic, da? Da. De unde v-a luat? Deci am mers de la piața Obor până la piața Munci. Stați un pic, da? Da. Acțiunea efectuată care v-a dus dumneavoastră o cursă din stradă de la Obor până la piața Munci și aveam mașină, o sacoșă de ghilimele și de acolo de luate de la practică? Taxia, bună ziua. Bună ziua. A efectuat careva dintre dumneavoastră o cursă din stradă de la piața Obor până la piața Muncii și în mașină avea o sacoșă de acolade și de ghilimele luate de la practică? Acum cât timp? Nu răspunde nimeni. Doamna, mai faceți o dată un apel, vă rog tare mult. Păi nu m-ați auzit că am vorbit, că de asta nici nu v-am băgat în parcare ca să mă auziți. Mai dați o dată, vă rog tare mult. Da, numai o clipă, da? Da. Chiar nu a efectuat nimeni o cursă din stradă de la piața Obor până la piața Muncii? Chiar n-a efectuat nimeni o cursă din stradă de la piața Obor până la piața Muncii și avea sacoșă, avea mașină o sacoșă de acolade și de ghilimele luate de la practică? Nu răspunde nimeni. Și o păcare dintre cei 600 de șoferi pe ei. Câți? 600 de mașini cât or fi în firmă. Eu știu că... Poate nu știe ce sale acolade și ghilimele. Păi dacă dumneavoastră mi-a spus că a vorbit cu prietenul ăla sau cu colegul ăla pe frecvență, n-a spus că a vorbit cu cineva pe frecvență și a spus că i-a... Da, doamnă, știți, mi-a tăiat geaca de piele, doamnă, cu... a tras cu o acoladă de aia ascuțită. Și... Da, stimate domnule, eu aș vrea să vă ajut cu cea mai mare plăcere, dar eu n-am pe cine să trag la răspundere din moment ce dumneavoastră nu știți nici măcar numărul de matriculare. Știu, doamnă, dar era geacă de piele adusă din Turcia de maică mea, de asta, doamnă, nici n-am purtat-o. Și am ieșit de mașină, a scos din sacoșa aia. Deci v-aș ajuta cu cea mai mare plăcere, dar pe cine să trag la răspundere? Da, doamna, băgam mâna în sacoșe, când n-aveam banii mărunți, am dat 500 de mii și a rămas mai mulți bani. A băgat mâna în sacoșe, a luat un pumn de acolade și ghilimele, a tras în mine pe spate, a ferit că apuce drept și m-a zgâriat geaca de piele, doamnă.
Și acum ce fac? Păi eu cum să vă ajut? Spuneți-mi mie cum pot să vă ajut eu dacă nu am pe cine să găsesc. E 6 milioane de lei o geacă de piele pe criza asta, doamnă. Eu vă cred, din suflet vă cred, vă rog să mă credeți și pe mine, dar nu am pe cine să trag la răspundere. Păi cine avea ghilimele și acolade, doamnă? Păi dacă nu-mi răspunde nimeni. Cum? Nu mi-a răspuns nimeni la stație. Spuneți-mi mie pe cine să trag la răspundere dacă mie nu-mi răspunde nimeni. Daniel Buzdugan sunt, a fost o farsă. Deci nu pot să cred. Vorbi serios? Serios, eu sunt. Bună ziua, domnul Buzdugan. Vă pup. Și noi vă pupăm. Bine, nu v-ați supărat? Nu m-a supărat, doamne, ferește. Dar a fost super tare, deci toate bine, numai bine, la revedere. Sărumâna. Bună ziua. Sunteți doamna Ianu? Da. Am înțeles că dumneavoastră sunteți interesat de achiziționarea, de cumpărarea unui cal. Da. Eu sunt de la ferma Doi Cai Frumoși, avem și pe internet, ne căutați pe YouTube. Da, nu pot acum, dar când o să... Da, căutați pe YouTube Doi Cai Frumoși. Am înțeles. Eu sunt domnul acela cu pălărie, o să mă vedeți în o pălărie mare, cu boruri mari. Pentru ce vă doriți un cal? Nu e pentru mine, e pentru soțul meu, că e ziua lui și face 40 de ani și își dorește foarte mult un cal și aș vrea să îl fac cadou. Că el mai are motoretă, o mașină de teren. Da, mai avut cai? A mai crescut cai sau... Nu, n-am mai avut, dar e pasionat și am zis să-i fac o surpriză. Noi ne-am cumpărat undeva un teren și avem câteva hectare și așa, pentru relaxare, ne mai plimbăm. Doamne, aveți copii? Da, da, da. Ce cal v-ați dorit? Talie mare, mică, cum să fie? Talie mare, un armăsar frumos să fie. Deci nu doriți iapă? Nu, mai bine cald. Aveți noastră un pix, o foaie să notați niște lucruri? Da, spuneți. Dar să știți că sunt foarte scump, doamnă. Să pleacă de la un 8.000 de euro, să poate ajunge și până la 25.000 de euro. Bine, acum nu aș da chiar 25.000 de euro, dar 8-9.000 de euro dau. Avem în felul următor. Cai pur sânge, în paranteză grupa A2. Asta e cea mai bună grupă de sânge la cai, că de-aia se spune și cal pur sânge grupa A2. Am înțeles, deci de asta se zice cal pur sânge, nu știam legătura. Zic, nu făceam legătura, de ce se zice cal pur sânge, nu înțelegeam. Mai avem, de exemplu, cai cu grupa de sânge AB4, adică sunt ca la oameni, știți că cei care au grupa AB4 sunt predispuși la alcool, adică li se mai spune și... E, nu vreau un cal alcoolic. Nu, dar nu sunt alcoolici, doamnă, adică ei se referă la faptul că cai ăștia din rasa AB4, așa, li se spune bețivi, dar ei nu sunt, adică, cum se spune, ar fi bine să n-aveți livadă, pentru că ăștia se întind și mănâncă fructele fermentate din copac, adică... Am înțeles, nu, dar deci nu o să vreau cu grupa asta de sânge ca să nu avem probleme. Nu sunt probleme, aveți livadă, ceva? Ăștia sunt foarte buni raportul calitate-preț. Da, aveți livadă? Nu am livadă, dar am niște peri înalți, deci nu cred că ar ajunge la ei oricum. Doamnă, nu că știți cum sunt ăștia, sunt foarte periculoși, adică în sensul că el dă cu copita în copac și cade, adică sunt, așa sunt ei, niște cai foarte deștepți, adică dă cu copita în copac, ca să scuture părul să cadă fructele din copac, v-am spus. Asta. Aha. Deci dacă n-aveți livadă, nu este nicio problemă cu... N-am livadă. Ei dacă mănâncă fructe fermentate, atunci o iau razna. A, da, dar nu aș vrea, că nu vreau să mă trezesc, că trebuie să duc să vând calul după aia, că e un bețiv. Mai avem cai de rasă, cai de mare. Cai de mare, cai de mare, de Dobrogea, de la Constanța. Da, așa e rasa, cai de mare. Ah, am înțeles. Sunt mai, și mai micuți un pic dintre ăștia și li se mai spune și căluți de mare. Celebru căluț de mare cambrat de la Constanța. Este și simbolul mașinii Ferrari, dacă știți. Nu știu. E un cal cu două, ridicat pe două picioare. Este mai cambrat așa pe corp calul respectiv. Deci cai de mare, rasă mică, asta în paranteză. Mai avem, de exemplu, o rasă foarte bună de cal, calul troian. Ăsta ajunge undeva la 9, chiar 10.000 de euro. Aha, și ăsta calul troian cum e? Este murg. Aha, ce, adică ce înseamnă anume exact murg?
este mai năzdrăvan așa. Numai că ăștia sunt foarte înalți. Calul troian este foarte înalt. Este cam cât de înalt? Păi, na, poate să ajungă la greabăn și la 2 metri. La ce să ajungă? La greabăn. Putem asigura și serviciul la calul ăsta. Adică dacă cumpărați de la noi, avem oameni care se ocupă de serviciu. Servis ca la mașini? Păi nu, doamnă, cum să fie servis ca la mașini? Nu, servisul adică îi schimbă potcoavele, îngrijește, vă spune cum să aveți grijă de el. Și intră în prețul ăsta sau de fiecare dată când am nevoie trebuie să vin să plătesc în plus? Putem face un contract pe lună sau pe an. O să fie și niște lecții de cocălărie, că noi avem o firmă de cocălărie, adică de cum să stați pe cal, cum să... Așa, și cât costă lecțiile astea? Cam 1 milion pe oră. Sunt lecțiile de cocălărie, nu-i călărie clasică, asta e... Cum sunt astea de cocălărie? Deci este poziția cocalar. Păi, da, cum e poziția asta? Poziția cocalarului, adică este cea mai sigură poziție în călărie. Adică în călăria clasică este e o poziție mai lejeră, dar eu vă recomand să faceți cursul de cocălărie, pentru că calul troian se pretează la cocălării. Vreți să luați? Păi da, atunci cred că o să fac și cursul de cocălărie. Vreți cal troian? Da, cred că da, până la urmă rămân la calul troian. Calul pur sânge grupa 2 nu doriți, nu? Nu, și oricum, din câte știu eu, grupa 2 e comună, deci vreau un cal mai special, așa, mai deosebit. Ce rasă de cai mai cunoașteți? Da, sincer, nu prea știu, așa. Cal pur sânge, atât am auzit, dar nu știam de ce îi spune așa, dar mi-a spus astăzi dumneavoastră. Păi da, este cal pur sânge cu rasa A2, care este cel mai bun, cal pur sânge, rasa AB4, care v-am spus, este o rasă de cai bețivi, adică așa se spune că mănâncă fructe fermentate din copac. Da, da, da. Deci doriți o troian, da, să fie? Da, calul troian să fie, chiar dacă e un pic mai scump de 8.000 de euro, dar factura e liberată. Putem face factură. Doamnă, mai complicat la noi, că noi nu suntem firmă. Noi suntem fermă. Deci nu suntem firmă, suntem fermă. Am înțeles. Că e fermă de cai, deci noi n-avem. Și atunci nu mai faceți o reducere dacă nu puteți face factură? Păi nu, că dacă vă făceam factură, vă costa mai mult. Că era și TVA-ul. Am înțeles. Și așa plătesc fără TVA. Da. V-am spus, e un cal deosebit de frumos ăsta, calul troian, mai ales că a zis că aveți copii, se pot ascunde copiii în el, deci nu-i... Cum se pot ascunde copiii în ei? Păi este de lemn, doamnă. Vă bateți joc de mine? Da, doamnă, este calul troian de lemn, n-ați auzit? Da, cum eu dau 10.000 de euro pe un cal troian de lemn? Da, eu vreau un cal care să se miște, nu să fie de lemn. Deci nu vreți cal troian? Dumneata, ești sănătos la cap sau... Păi nu, doamne, este calul troian, n-ați auzit de calul troian? Nu, domnule, n-am auzit de rasa asta, v-am zis, dar eu v-am zis oricum că vreau un cal mișcător, nu unul de lemn pentru copiii de jucărie. Care se miște, un cal adevărat, nu unul de lemn. Că așa mă duc la magazin și îmi cumpăr eu, nu? Cal de jucărie de ăsta de lemn. 10.000 de euro dau pe un cal de lemn? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zu și a fost o farsă. Doamne ferește! Cine a făcut farsa? Cumnatul dumneavoastră. Doamne ferește, doamne, eu grijă de el, auzi, cum vindeți dumneavoastră mie cal de lemn? Română. Bună ziua! Sunteți doamna Ianu? Da. Am înțeles că dumneavoastră sunteți interesat de achiziționarea, de cumpărarea unui cal. Da. Eu sunt de la ferma 2 cai frumoși, avem și pe internet, ne căutați pe YouTube. Da, nu pot acum, dar când o să... Da, căutați pe YouTube 2 cai frumoși. Am înțeles. Eu sunt domnul acela cu pălărie, o să mă vedeți în o pălărie mare, cu boruri mari. Pentru ce vă doriți un cal? Nu e pentru mine, e pentru soțul meu, că e ziua lui și face 40 de ani și își dorește foarte mult un cal și aș vrea să-l fac cadou. Că el mai are motoretă, o mașină de teren. Da, mai avut cai? A mai crescut cai sau... Nu, n-am mai avut, dar e pasionat și am zis să-i fac o surpriză. Noi ne-am cumpărat undeva un teren și avem câteva hectare și așa, pentru relaxare, ne mai plimbăm. Doamne, aveți copii? Da, da, da. Ce cal v-ați dorit? Talie mare, mică, cum să fie? Talie mare, un armăsar frumos să fie. Deci nu doriți iapă? Nu, mai bine cald. Aveți noastră un pix, o foaie să notați niște lucruri? Da, spuneți. Dar să știți că sunt foarte scump, doamnă. Să pleacă de la un 8.000 de euro, se poate ajunge și până la 25.000 de euro. Bine, acum nu aș da chiar 25.000 de euro, dar 8-9.000 de euro dau. Avem în felul următor.
cai pur sânge, în paranteză grupa a 2. Asta e cea mai bună grupă de sânge la cai, că de aia se spune și cai, cal pur sânge grupa a 2. Am înțeles, deci de asta se zice cal pur sânge. Nu știam legătura. Zic, nu făceam legătura de ce se zice cal pur sânge, nu înțelegeam. Mai avem de exemplu cai cu grupa de sânge AB4, adică sunt ca la oameni, știți că cei care au grupa AB4 sunt predispuși la alcool, adică li se mai spune și... E, nu vreau un cal alcoolic. Nu, dar nu sunt alcoolici, doamnă, adică ei se referă la faptul că cai ăștia din rasa AB4, așa, li se spune bețivi, dar ei nu sunt, adică, cum se spune, ar fi bine să n-aveți livadă, pentru că ăștia se întind și mănâncă fructele fermentate din copac, adică... Am înțeles, nu, dar deci nu o să vreau cu grupa asta de sânge ca să nu avem probleme. Nu sunt probleme, aveți livadă, ceva? Ăștia sunt foarte buni la, cum să spun eu, raportul calitate-preț. Da, aveți livadă? Nu am livadă, dar am niște peri înalți, deci nu cred că ar ajunge la ei oricum. Doamnă, nu că știți cum sunt ăștia, sunt foarte periculoși, adică în sensul că el dă cu copita în copac și cade, adică sunt, așa sunt ei. Niște cai foarte deștepți, adică dă cu copita în copac ca să scuture părul să cadă fructele din copac, v-am spus. Aha. Deci dacă n-aveți livadă, nu este nicio problemă cu... N-am livadă. Ei dacă mănâncă fructe fermentate, atunci o iau razna. A, da, dar nu aș vrea, că nu vreau să mă trezesc, că trebuie să duc să vând calul după aia, că e un bețiv. Mai avem cai de rasă, cai de mare. Cai de mare, aha. Cai de mare de Dobrogea, de la Constanța. Da, așa e rasa, cai de mare. Ah, am înțeles. Sunt mai, și mai micuți un pic dintre ăștia și li se mai spune și căluți de mare. Celebru căluț de mare cambrat de la Constanța. Este și simbolul mașinii Ferrari, dacă știți. Nu știu. E un cal cu două ori de cap pe două picioare. Este mai cambrat așa pe corp calul respectiv. Deci cai de mare, rasă mică, asta în paranteză. Mai avem, de exemplu, o rasă foarte bună de cal, calul troian. Ăsta ajunge undeva la 9, chiar 10.000 de euro. Aha, și ăsta calul troian cum e? Este murg. Aha, ce, adică ce înseamnă anume exact murg? Este mai năzdrăvan, așa. Numai că ăștia sunt foarte înalți. Calul troian este foarte înalt. Este cam cât de înalt? Păi, na, poate să ajungă la greabăn și la 2 metri. La ce să ajungă? La greabăn. Putem asigura și serviciul la calul ăsta. Adică dacă cumpărați de la noi, avem oameni care se ocupă de servici. Servici ca la mașini? Păi, nu, doamnă, cum să fie servici ca la mașini? Nu, serviciul adică îi schimbă potcoavele, îngrijește, vă spune cum să... Aveți grijă de el? Și intră în prețul ăsta sau de fiecare dată când am nevoie trebuie să vin să plătesc în plus? Putem face un contract pe lună sau pe an. O să fie și niște lecții de cocălărie, că noi avem o firmă de cocălărie, adică de cum să stați pe cal, cum să... Așa, și cât costă lecțiile astea? Cam 1.000.000 pe oră. Sunt lecțiile de cocălărie, nu-i călărie clasică, asta e... Cum sunt astea de cocălărie? Deci este poziția cocalar. Păi, da, cum e poziția asta? Poziția cocalarului, adică este cea mai sigură poziție în călărie. Adică în călăria clasică este o poziție mai lejeră. Dar eu vă recomand să faceți cursul de cocălărie, pentru că calul troian se pretează la cocălării. Vreți să luați? Păi da, atunci cred că o să fac și cursul de cocălărie. Vreți cal troian? Da, cred că da, până la urmă rămân la calul troian. Calul pur sânge grupa a 2 nu doriți, nu? Nu, nu, și oricum, din câte știu eu, grupa a 2 e comună, deci vreau un cal mai special, așa, mai deosebit. Ce rasă de cai mai cunoașteți? Da, sincer, nu prea știu, așa. Cal pur sânge, atât am auzit, dar nu știam de ce îi spune așa, dar mi-a spus astăzi dumneavoastră. Păi da, este cal pur sânge cu rasa A2, care este cel mai bun, cal pur sânge, rasa AB4, care v-am spus, este o rasă de cai bețivi, adică așa se spune că mănâncă fructe fermentate din copac. Da, da, da. Deci doriți troian, da, să fie? Da, calul troian să fie, chiar dacă e un pic mai scump de 8.000 de euro, dar factura e liberat. Putem face factură. Doamnă, mai complicat la noi, că noi nu suntem firmă. Noi suntem fermă. Deci nu suntem firmă, suntem fermă. Am înțeles. Că e fermă de cai, deci noi și atunci nu mai faceți o reducere dacă nu puteți face factură?
Păi nu, că dacă vă făceam factură, vă costa mai mult. Că era și TVA-ul. Am înțeles. Și așa plătesc fără TVA. Da. V-am spus, e un cal deosebit de frumos ăsta, calul troian. Mai ales că a zis că aveți copii, se pot ascunde copiii în el, deci nu-i... Cum se pot ascunde copiii în ei? Păi este de lemn, doamnă. Vă bateți joc de mine? Da, doamnă, este calul troian de lemn, n-ați auzit? Da, cum eu dau 10.000 de euro pe un cal troian de lemn? Da, eu vreau un cal care să se miște, nu să fie de lemn. Deci nu vreți cal troian? Dumneata, ești sănătos la cap sau... Păi nu, doamne, este calul troian, n-ați auzit de calul troian? Nu, domnule, n-am auzit de rasa asta, v-am zis, dar eu v-am zis oricum că vreau un cal mișcător, nu unul de lemn pentru copii de jucărie. Care se miște, un cal adevărat, nu unul de lemn. Că așa mă duc la magazin și îmi cumpăr eu, nu? Cal de jucărie de ăsta de lemn. 10.000 de euro dau pe un cal de lemn? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zuș, a fost o farsă. Doamne ferește. Cine a făcut farsa? Cumnatul dumneavoastră. Doamne ferește, doamne, eu grijă de el. Auzi, cum vindeți dumneavoastră mie cal de lemn? Alo? Alo, da. Bună ziua. Bună. Dispensarul? Veterinar, da. Domnul doctor? Nu, domnul doctor e plecat din... Dar cine zona. Sunteți? Eu sunt asistentul. Domnul asistent, am o problemă cu o pisică, domne. Deci eu am un căpșun mai înalt, are cred că vreo 4-5 metri. Da, da. S-a urcat pisica acolo și a căzut din căpșun, că s-a rupt o creacă, erau niște creci de-astea putrezite, și a căzut din căpșun pisica și aș vrea o solicitare ceva, o... Da, dar cine nu poate să meargă sau cu coloana, ci cum au căzut? Da, domne, deci era un căpșun, era un, știți cum sunt căpșunii? Știu, știu, cum să nu? Căpșun de aia mare, înalt, frumos. Da. S-a urcat să mănânci o căpșună, nu știu, și o căzut de acolo, pe spate. Da, acum ce faci? Nu mănâncă, nu se poate deplasa? Nu mănâncă, eu vorbeam cu ea înainte, adică aveam o comunicare cu pisica, cu ea, aveam, nu mă înțeleg cu ea, deci nu răspunde la comenzi. Da, pă bine, tot pe bază de nervi, doamnă, s-o... N-am... Cine? De-aia merge, nu? Merge pe picioarele ei. Pe două din față. Da, și spatele? Spatele nu. Păi ea cum să mai comunice dacă nu o am... doare? Cum? Ea nu mai comunică, normal că dacă o doare, ea e suferind acum, cum să... Da, da, știți cum, pe față merge, dar când dă marș arier, n-are nicio treabă, deci nu, nu poate să meargă. Da. Și eu știu ce să vă spun. Ea se repară în timp, doar timpul rezolvă toate. E ca un fel de... Cum să vă explic? Nu mai știți cum, i-am adus și șoricei. Nu mai reacționează nici la șoarici. Da. Nu știu ce să mă fac cu ea, domnul doctor. Să-i dați niște antibiotice în... Dacă nu mănâncă, nu-l ia. Asta este. Da, da. E o căzut, adică v-am spus că căpșunul ăla meu era cam mare, avea 4-5 metri în nasol. Păi, dar ea și revine, doamnă, și revine în timp. Că și noi când cadem, doar și eu am fost copil și am căzut din copaci. Și, na, vă dați seama, numai nu fie o fractură de picior sau de coloană. Asta îi contează. V-ați urcat în căpșun când erați mic? Sau dar cum să nu? Cum să nu? Dar în copaci, în asta, cum nu te urci? Caz, stai un pic, câteva zile, stai nemișcat sau... Na, te doare, normal. Și ați căzut? Și ați avut asta când erați mic? Ați căzut din căpșun? Da, din câte am căzut. Și din căpșun? Da, nu. Doamnă, deci îi dați niște antibiotice. Eu știu mai... Altceva, ce să vă spun. Ea și revine în timp. Da, nu știu. Își revine în pentru timp. Pentru că, să spune, știți că pisica are 9 vieți. Da, cam așa ceva. Eu cred că ea a pierdut vreo 4. Exact ca la calculator. Cum? Bine. Bine, haideți că vă las, că am niște oameni aici așa. Mai sunați mai târziu, da? Da. Auziți? Auziți? Dar n-aveți pe cineva, că eu aș tăia căpșunul ăsta, să vină niște băieți, eu singură, femeie singură. Da. Să vină, nu știu, n-aveți pe cineva să recomandați să vină să-mi tai căpșunul ăsta, că și așa e putre. Păi da, sunt îmbătătești, sunt cu drujbii cât lumea asta. Cum? Sunt îmbățătești, cum să nu? Și credeți că se poate tăia căpșunul ăla cu drujba? Cum să nu? Dar cu ce să-l tai? Cum? Dar cu ce să-l tai altceva? Cu topor, cu drujbă? Cu mână, domnule!
Cu mâna, da. Dar mă tare ai auzit de căpșuni de 4 metri înălțime? Daniel Buzdugan sunt, a fost o farsă. Da? Da. De la cine? Așa am sunat din cartea de telefon. Da? Aveți grijă, nu vă urcați în căpșuni, că-s foarte înalți. Bine, da, asta e. La revedere. Să trăiți numai bine. În legătură cu meditațiile la matematică. Așa, da. Tot să vă dau pe soțul, că soțul se ocupă cu... Pentru meditații. Bună ziua. În legătură cu meditații la matematică. Așa. Cât costă? Maxim 200. Și minim? 20 de lei pe ședință. Maxim 200 pe ședință? Da, nu e pe oră, cum ia alții. Nu, de 200. Alții iau 200 pe oră. Eu nu iau, eu iau pe ședință 200. Și cât e ședința? 2 ore. 2 ore ședința, da? Deci vine 100 pe oră. Foarte ieftin, zic eu. Unde au loc ședințele astea? La mine acasă. A, unde stați noastră? Da, bloc 100, scara A, la etajul 3. Să v-am dat toate datele. Profesor de matematică? Da. Unde ați predat? După ce am ieșit la pensie. A, sunteți pensionar și faceți meditație? Da. Am înțeles. Ca să am activitate, nu că umblu după bani cum umblu alții. Și aveți mulți copii? Și 12 pentru sâmbătă și duminică am. Și 12 pe fiecare zi. Da, și plătiți, aveți PFA? Poftim? Aveți PFA? N-am înțeles, avem. Dacă aveți PFA, persoană fizică autorizată. A, nu. A, nu plătiți impozit la stat. Nu, domne, nu, nu. Băgați bani în buzunar. Păi bineînțeles. Fraudați statul. Da, da, da. Uitați, eu sunt de la Finanțe Publice, de la sectorul 1. Așa. Inspectorul Cojocaru mă numesc. Așa. Am putea să vă dăm amendă de la 10 milioane la 27 de milioane. Da, asta care l-am acum... Nu iau niciun ban. Întrebați persoana care vine la noi ce ne plătește. Da, nu, dar dumneavoastră ați dat anunțul la ziar. Am zis că vom face și dacă avem clienți, atunci și noi putem să plătim la financiar. Ia dați un pic pe soție. Da. Așa, doamnă, văd că sunteți tare în gură. Nu sunt tare în gură. Așa, doamnă, deci dumneavoastră nu plătiți. Fraudați statul român, doamnă, de niște bani, doamnă. Înțelegeți că noi nu avem nici pe nimeni până acum? Cum? N-avem, noi nu avem elevi. Cum, domnule, că a spus domnul care e elev? O singură fetiță care vă dăm numele ei și să o întrebați ce ne plătește, da? Noi nu suntem de voi, puteți să o întrebați. E o cunoștință de-a noastră de la turnul Măgurele, iar eu am fost colegă cu bunica ei. Asta-i toată chestia. Bun, doamna, dar eu de unde să știu? N-am de unde să știu. Ați dat anunțul la ziar? Puteți să o întrebați pe această doamnă care vine la noi cu fetița? Doamna, eu trebuie să vă dau amendă. Doamne, dacă dumneavoastră considerați că puteți să ne dați amendă pentru 200 de lei pe care nu-i luăm, deci pe care nu-i luăm, puteți veni să întrebați vecinii. Deci, dacă vreți dumneavoastră, cu cea mai mare plăcere. Noi cu plăcere, doamnă, că ne-a trimis și pe noi acum cu domnul Boc, vor să aducă bani mai mulți la Ministerul Finanțelor. Păi nu plătește lumea impozite. Sunt profesor... Cea mai mare haideți să vă spun. Ne putem înțelege la o sumă. Îmi dați 1 milion, doamnă, și am închis cazul. Ce să facem? Îmi dați 1 milion și am închis cazul, doamnă. Să vă dăm 1 milion? Da. Pentru ce să vă dăm 1 milion? Spuneți și dumneavoastră. Ca să vă scuteți de amendă, doamnă. Dar pentru ce să ne dați amendă? Dacă am dat anunțul și nu mi-a venit, pe ce să dau? Exact. Cum? Deci el a dat anunțul, dar la noi nu s-a prezentat nimeni. Doamnă, deci conform legilor dumneavoastră trebuie să aveți casă de marcat. Aveți casă de marcat? Pentru ce să am dacă eu n-am copii la meditație? Păi trebuie în momentul în care vine copilul la meditație, pac, ați scos bonul cu ștampilă frumos. Așa se face, doamnă. Ei, dacă mi-or veni copii, vă anunțăm, ne luăm casă de marcat și ne conformăm. Veniți și întrebați vecinii dacă a văzut un copil intrând și ieșind de la mine din casă. Stați să vă spun, deci eu teoretic pot să vă dau amendă. Că nu, adică am toate datele, mi-ați dat adresa, da, mi-ați zis așa, pot să vă dau amendă. Dar mă uit în gura noastră, doamnă, că sunteți o femeie totuși, adică aveți un sâmbure de... Chiar suntem niște pensionari necăjiți, amărâți. Da. Doamnă, 500 de mii e mult pentru noastră? 500 de mii e bine ca să ne înțelegem. Adică eu închid cazul ăsta, nu mai fac nicio hârtie, nimic, îmi dați mie 500 de mii, că și nu avem salarii mici, doamnă. Că... Nu vedeți dumneavoastră mie că eu fac meditații. Cum? Cu
ce ne dovediți? Cu anunțul de la ziar. Bun, și eu dacă am anunțat și câți au anunțat și nu avem copii, spuneți dumneavoastră. Doamnă, 300.000, ok? Doamne, da, noi suntem în târg, ne târguim, ne... Păi atunci vă dau amendă și eu de 10 milioane, doamnă. Doamne, încă o dată vă spun, veniți și verificați. Bun, deci nu ne putem înțelege și vă dau amendă. Cum vreți dumneavoastră, domnule, și noi o să vă cerem să ne dovediți că noi facem meditații. Auziți? Da, spuneți. Dumneavoastră ați auzit de Daniel Buzdugan de la Radio Zoo? A, să trăiesc, domnul Buzdugan. A fost o farsă. Să fiți sănătoși. De-aia vroiați. Mă bucur, da? Auziți, bine. Grijă mare și casă de marcat. Da, 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 am înțeles, să trăiți. Nu v-ați supărat? Nu, nu, de ce să mă supăr? Să fiți sănătoși. Bună seara. Bună seara. Eu sunt Bășală, prietenul o fetei sa dumneavoastră, Mioara. Așa. Ne-am mai întâlnit o singură dată, vă amintiți de mine? Am sunat pe dumneavoastră, vorbesc ceva, dacă se poate. Da, spuneți. Eu sunt student la medicină de aici, la Facultatea de Medicină a Munșii. Eu sunt student de la Israel, sunt palestinian, arab. Nu aveți resentiment față de mine că sunt student arab sau... Nu, să fie de binecat, bravo ție. Vă spus, Mioara, despre faptul că eu iubesc foarte mult pe ea. Da, mi-a zis ceva. Da. Eu am intenție serioasă, fetița dumneavoastră. Nu, nu, nu mi-a zis. Am ce anume? Noi vrem să facem legalizare la relația asta pe care noi o avem. Legalizare? Ce înseamnă asta? Găsătorit, eu vreau. Oh, dar m-ai luat așa, pe nepregătit, omule. M-ai luat pe nepregătit, așa. Și cum vrei să faci chestia asta? Să facem în luna ianuarie anul 2011, adică la iarna care vine. Așa, să faceți ce? Să facem nuntă la Israel, la unde? La Israel, la seara mea. Doamne ferește, bă, omule, stai o leacă, bă, eu am fată să o dau acolo în țările străine, cum vine treaba asta? Eu am avere, am situat bine aici, mă cunoaște toată lumea din oraș, din... cum vine asta? Cum să faci nuntă acolo? Facem nuntă la Israel, facem... Doamne ferește. Hai, doamne, de aici, fii serios, spun, cum să faci nuntă acolo? Am vorbit, facem nuntă la Israel, foarte frumos, pe plajă. Păi, dar stai o leacă, stai o leacă, nu mă lua așa, ia mă ușor, că... Eu nu știu prea multe despre tine, cine ești, ce avere ai, ce... cum stai, cum... Tu ești student aici, asta am perceput, dar mai departe, nu știu, ai părinți, ai, care treaba? Părinții mei are afaceri acolo. Ce au ei? Avem o stână de cămele, ocupăm cu afaceri cu o stână de cămele. Avem, cămele? Da. Avem 4.000 de cămele pe care facem afaceri cu blană. Cu blană de cămele? Pentru pături la armată izraeliană, pentru pături. Pentru pături, bun. Și tu vrei să faci mult acolo, la în Israel, cum vine treaba asta? Noi ne-am ascultat la cămele, cum faci mult acolo? Facem, am stabilit la Israel. Nu vrem Nu vrem facem ceva mare, pentru că eu am bani, domnul. Eu, barenții miei, v-am spus, face afaceri cu cămele, avem bani. Nu problemă de bani la mine. Am zis, facem ceva intim, ceva sufletesc pentru noi. Adică vin dumneavoastră ca barenți, vine nașii, vine rude mele, atât. Nu vrem facem panoramă mare, adică să facem, înțelegi? Băi, arabule, ascult o leacă la mine. Eu am fată de măritat și eu nu dau pe oricine și oriunde. Eu vreau să fac nunt aici în oraș, nu așa unde vrei tu. Tu auzi, băi, eu vreau să fac nunt aici la mine, nu unde vrei tu. De ce vorbești așa? Păi, dar cum să nu vorbesc? Cum, ai așa de-mi spui tu lui că vrei să faci nunt în, nu știu, în cinciță străinii? Nu faci ce vrei tu cu fata mea. Facem nunte frumoase acolo, noi am vrut... Nu mă interesează, măi, ascultă leacă, nu mă interesează, vine peste tine să te strâng de gât, auzi? Noi voiam facem nuntă în noiembrie, dar nu butut din cauza că moscheea
fost bombardat, băgat cineva, a făcut act terorist, băgat bombă la mașină, explodat moschea prin refaceri, trece luna decembrie, am stabilit în luna ianuarie. Facem biblaje la Mare Moartă, am stabilit, facem nuntă biblaje la Mare Moartă. Acolo. Ei, morții, vrei, tu auzi? Morții, faci nuntă acolo, nu faci tu ce vrei. Faci multe cu moarte, moarte acolo, nu cu mie, nu cu fața mea. Nu, domnule, la Mare Moartă. La moarte, moarte, da, am înțeles. Nu există, nu sunt de acord cu așa ceva, să nu te prieteni sub picioarele. Auzi, măi, fata mea face nunt în țară, fata mea e româncă și face nunt în țară la noi. Nu face nunt unde spui tu, pe la morții măte sau unde ai spus. Stai puțin. Nu o discut, n-auzi? Dar de ce nu vreți să facem nuntul la Israel? Nu vreau eu, așa, e bine, nu vreau eu. Eu am fost la foarte multe nunți și o să vină foarte multe lume la mine aici. Unde se vine? Cum se vine acolo patru oameni la tine, la unde stai cu teamă că o să-i bombardeze nu știu care? Nu există așa ceva. Adică nu e bun dacă facem nuntă așa cu patru persoane? Nu e bun deloc, cum? Păi dar oamenii mei la care am fost la zeci de nunți, am oameni serioși, am prieteni foarte mari, care vor să vină la nuntă, nu? Cum să vină noi patru persoane acolo la tine, la Marea Moartă, auzi? Marea Moartă, Doamne ferește! Fă-te nuntă cu dromaderii tăi și cu cămilele tale, ai 4.000 de cămile, le-ai zis la nuntă, faci o nuntă ca-mi povești, tăi. Nu m-am frecat pe mine la cap cu tâmpenii de astea. Putem face transmisie pe internet la nuntă asta. Ați văzut că este reclamă la telefonul mobil care face băieți nuntă pe internet? Nu mă interesează, fă-te cămilele tale, ia-ți o cămile, te măriți cu ea, faci ce vrei, tu nu-și mie fata la Marea Moartă în deșert, tăi. N-ai cum să faci treaba asta. Eu nu am fată de măritat în țări străine. Gata, prin deșertul, pe Marea Moartă, pe nu știu unde, cu cămilele tale, la cort. Faci tu acolo cu bombardările tale, nu mă interesează. Gata, am terminat. Îți bat toate cămilele alea pe gât și în cur. Nu mai discutăm. Nu mă interesează treaba asta. Gata. Să ne întâlnim, să povestim, să întâlnim, să stabilim ceva, adică... Păi și să-mi povestezi cămilele tale? Nu mă interesează, omule. Nu mă interesează. Nu există nicio șansă... Nu există nicio șansă să dacă te prinde sub gâtul și îți bat cămilele în cur. Fata mea nu are treabă cu tine, gata. Noi suntem oameni foarte bogați. Nu mă interesează în cămile. Un păr de cămilă sunteți bogați, în ce? Domnul... Mă faci să râd. Nu, arabule, mă faci să râd. Nu-mi spuneți mie, domnul arab, că nu v-am spus de dumneavoastră, băi, moldoveanule, băi. Poți să-mi spui că-s moldovean și mă mândresc cu asta, băi. Am față frumoasă și nu dau după orice ambară de arab. Da. 4.000 de cămile. Mă, pești în cămile tale, bă. Domnul, stați puțin. Tatăl meu este un fel de Gigi Becali acolo al cămililor. Foarte rău, nu mă impresionează treaba asta, foarte rău. Bine, o seară plăcută. Îmi cer scuze, v-am supărat pe dumneavoastră. Eu te rog să-ți vezi de cămilile tale și de treaba ta, să nu te mai iei de fata mea, că eu am făcut rugby. Am făcut 7 ani de rugby și dacă te prind, îți fără moasele. Ai auzit, da? E clar. Eu am vorbit românește, da? Este băcat de cuvântul ăsta, domnul Lumbă. Ți-am spus, dacă te prindă, sunt frumoasele în p*** de animal.